În videoclipul de astăzi o să vedem viața unui robot din Minecraft. Practic, m-am transformat într-un robot și chestia este că e destul de greu să fii robot și o să vedeți chestia asta de-a lungul videoclipului de astăzi. Și problema principală a unui robot în Minecraft este faptul că trebuie tot timpul să avem energie. Gen, trebuie să avem bateriile tot timpul încărcate. Și ca să ne încărcăm bateria, trebuie să folosim această torsă pe care trebuie să o ținem tot timpul lângă noi. Că de câte vedeți, deasupra hotbarului nostru, e acolo scrie unde scrie energia. Scrie în spaniolă, pentru că din spaniolă. By the way, link în descriere către Instagram, către toate chestiile. Follow pe Instagram. Cine dă follow pe Instagram e șmecher, adică da, mulțumesc. Așa, bun. Și gen, practic trebuie să luăm această torsă cu noi peste tot. Și noi, scopul nostru de început, ca să zic așa, este să facem rost de un bloc de redstone. Pentru că blocul de redstone, practic, ne dă o putere în plus, ca să zic așa. Ne dă chestii în plus. Din câte vedeți acum când mă mișc eu pe aici, pentru că faptul că pot să sap foarte, foarte repede, că avem haste și toate nebunile astea, adică uite cât repede sparg lemnul. Nici nu mi se mișcă, sparg atât de lepede lemnul ăsta încât nici nu mi se vede mâna când sparg. Adică e next level efectiv. Și scopul nostru acum de început este să facem rost de un bloc de redstone. Și blocul de redstone, bineînțeles că se face rost dacă mergem prin cave-uri să facem treaba asta. Mai ținem asta după noi ca să ne reîncărcăm acolo bateriile, să zic așa, pentru că suntem efectiv jumătate om, jumătate robot. Trebuie să mergem acum să mai vedem pe aici ce se mai întâmplă. Și dacă vă plac videoclipurile astea, băi și fete, cu Minecraft dar sau chestii din astea, spuneți-mi în comentarii. Oricum, în general, spuneți-mi în comentarii dacă vă plac clipurile sau nu, adică chiar aș aprecia foarte, foarte mult. Oh, uite, acolo chestie din aia. Ia stai 2 secunde, gigele. Ia stai așa puțin. Stai așa. Bum. Tragem pe dreapta un crafting table din ăsta. Și ia mă să vedem ce era de acolo. Că avem și o din aia de bambus nebun. Și... da, nu știu ce să facem. Hai să vedem prima dată ce se află în corabia asta scufundată. Lună plină, ziua pe lumină. Ar trebui să ne mai uităm pe aici, poate găsim un sat prin părțile alea, că ar trebui să găsim și mâncărică, să avem mâncărică acolo. Ia să vedem. Bun, 89%, suntem bine, suntem am breaking și cu mending. Țăcălaia pământească, ești nebun? Țăcălaia momentului. Deci ne-am luat ultima țeacă orientală. Eh, bă, retrăjerea mea pe ăsta. Stai, oi fi eu robot. Oi fi eu jumătate robot Tainicus. Doar că nu pot să respir pe sub apă, mi se scurcircuitează creierul dacă stau prea mult pe sub apă sau dacă gândesc mult prea mult. Bă, ambele gen. Dar e ok, hai să ne urcăm în ăsta repede și să vedem dacă găsim ceva pe acolo. Ar trebui, adică este un potențial destul de mare să găsim ceva în zona asta, pentru că de obicei prin câmpiile astea se află un sat sau ceva de genul. Oricum, dacă nu avem mâncărică sau ceva de genul, putem să mâncăm morcovi ăștia sau supa suspicioasă, să vedem. Ia să vedem ce ne-a dat. Ne-a dat poison! Bă, ne-a dat poison supa puturoasă. Efectiv, avem o supă care ne-a dat poisonline-ul. Hai să vedem asta unde se află. Cred că suntem relativ aproape. Deci nu mai mâncați supe din astea de sub apă, că e nasol. Uite o familie fericită. Ce păcat ar fi dacă cineva ar veni și iar omorâ gen. Ar fi foarte, foarte păcat. Dacă un robot, un cyborg din ăsta nebun. Ia da, îl bat? Nu te uita așa. Îl bat cât mai are. Haide, mă! Nu te mai uita așa că nu s-a întâmplat nimica. Bravo. Așa credeam și eu. Asta este cruzimea protivă animalelor, n-am ce să fac. Adică și rugby, dăm și în rugby și îl omorâm și pe rugby din când în când. Dar e ok. Gen, n-a venit poliția, dar e bine. Ia, e lac de lavă, bă! Ok, deci avem lacul ăsta de lavă. Hai să ne și reîncărcăm bateriile, să zic așa, că eram pe la vreo 60% și ceva, adică eram într-un punct destul de critic, dacă mă întrebați pe mine. Și hai să facem și noi niște chestii pe aici, pentru că este destul de bine că avem și chestiile astea pe aici. Trebuie să facem rost de iron ca să facem rost de redstone. Ai de capul și de zilele mele. Atâta zic. Vai de capul și de zilele mele. Dar este ok, băi și fete, că cineva trebuie să facă și munca asta până la urma urmei. Cineva trebuie să facă și pe asta. Așa că, repede, pickaxe-uri. Ne facem toate nebunile astea și haide să facem, oh my god, cât mai repede rost de chestia aia de care vă ziceam mai devreme, adică de bloc de redstone. Da, bloc de redstone, asta vreau să zic. Singura problemă pe care o consider că am făcut-o, știți care este? Nu mi-am luat torța de... Oh. Nu mi-am luat torța după mine. Doar atâta. Rest e ok. Deși nu știu cât de neapărat importantă poate să fie torța aia. Adică
cred că putem să facem și alta sau... Dacă facem blocul de redstone, adică e ok. Și cred că ar trebui să ne mișcăm destul de repede, pentru că deja sunt de la 80% și nu cred că am doresc să scap mai mult de 50. Doamne ajută. Și hai să mergem cât se poate de mult în jos, dar... din câte văd eu, nu prea... Nu prea merge pe acolo băieții. Nu prea merge pe acolo băieții. Uite și... Oh my god, da. Da, mă, da, mă, da. Ăsta. Ăsta vreau să fac rost. De domnul Ironel. Coadă de cățel. Fii atent. Hop, hop și gata. Bun, tătis. Bun, bun, bun. Și dacă vrei să faceți parte din elită, dați like înainte să înceapă videoclipurile. Asta ca idee. Cei care dau like înainte să înceapă videoclipurile fac parte din elită. Deci dacă și voi vreți să faceți parte din elită, dați like înainte să înceapă videoclipurile. Asta e regula numărul 1 din... a membrilor din elită, ca, din elită, din elită, ca să zic așa. Ceva pe aici, nu văd nimica, dar trebuie neapărat să facem chestiile. Cred că o să vreau să-mi fac armură fulle. Mă, 69%, nice. 69% este asta energia noastră în momentul de față, deci trebuie să mai să mai strângem aici de iron, trebuie să mai strângem chestii. 4 din astea, bun. Deci pot să fac un pickaxe din ăsta obraznic. Da, un pickaxe din ăsta obraznic. Și să vedem dacă reușim să găsim redstone-ul ăla puturos. Mamă, nu e ok. Nu e ok, băieți. Eu am zis că nu vreau să stau sub 50%, dar aparent cred că o să fie o luptă împotriva noastră destul de mare contra cronometru, ca să zic așa. Haide, mă. Hai, mă, cu redstone-ul ăla pe aici, mă. Hai, mă, tată, cu redstone-ul ăla nebun. Haide, mă, ești nebun. Deci, băi, deci incredibil. Deci mi se pare incredibil că nu am găsit nimic, niciun redstone până acum, frate. Și cred că mergem, da, mergem fix acolo pe unde văzusem noi să nu... Și n-am vrut să mergem mai devreme. Deci nu pot să cred, frate, nicăieri redstone dă un spanac să-l bată. Opa. Dă-l încolo de spanac. Mie îmi place spanacul. Voi mânca spanac? Mie îmi place chiar foarte mult spanacul. Că veni vorba. Că veni vorba că e noua mea vorbă. E... Hopa, 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 hopa. Sunt prea rapid și prea furios. Prea iute, prea furios. Mamă, ce am zis că e redstone. Și nu spune că mă așteaptă asta după colț aici. Sayonara, fraiere. Nu o să mă prind niciodată, ia. Hop. Mamă, sunt... Bă, mi se mai spune domnul viteză, mi se mai spune. Domnule viteză, unde vă îndreptați în momentul de față? N-am cum să vă spun, că dacă vă spun ar trebui să vă omor. Hopa, hopa, hopa. Ceva pe aici, ceva pe aici. Bă, dă-l încolo, mă, frate, pic de redstone. Vorbești serios, dude? Pic de redstone? Niciun redstone pe aici, dă-l încolo de redstone. L-am mâncat pământul, ce s-a întâmplat? Deci nu pot să cred, suntem pe lângă lavă, suntem pe lângă chestii și nimic. M-am un 40%, băieți. Deja treaba iese cât se poate de serioasă. Deja treaba e cât se poate de serioasă. Cu mâncărica, nici cu mâncărica nu prea o ducem bine. Domnul viteză trece pe lângă voi. Ei, nu mai vreau să mai stau pe lângă voi, sincer să fiu. La o parte, la o parte, că scrie în carte. Oh my god. Hai pe aici. Sau nu? Pe aici am mai fost, dude, what? Salut. Stai, mă, că de aici... Bă, de aici venim. Mamă, să-mi trag palme, bă, băiatule. Am îmbulinat-o, cum îmi place mie să mai zic. Deja nici nu mai e, nu mai e amuzant, sincer. 20% ia. Uite-l! Nu pot să cred. Cât, mă, doar 3 bucăți? 8. Nu pot să cred. Mamă, stai, că suntem foarte, foarte low. Nu pot să cred, stai că trebuie să ne facem neapărat un din ăsta. Bun, tătis. Bun, oh my freaking god. Bă, doar 8 bucăți, doar 2 din astea de redstone. Dă-l încolo, mă. Jesus, cât de aproape era să mă duc. Cât de greu e, bă, să fii robot. Deci nu mă așteptam. Nu mă așteptam că e atât de greu să fii robot, frate, ești nebun. Uite, mă, că mai era și aici. Mânca la și eu să-l mănânc de rest online-ul. Doamne, ce m-am spăriat. Și fii să antenăm. Momentul ăsta, dacă punem ăsta pe jos, fii să antenăm. Acum, chestia asta devine next level. Punem ăsta și trece de 100%. Acum suntem 120%, 130% încărcați, 140% încărcați. Suntem mega, mega dotați și mega încărcați în momentul de față. Și o să avem niște abilități speciale. Pentru că, ia uite, 200% suntem încărcați acum, asta e maximul. Avem laser, avem un laser și avem Honda Electronica. Avem o Honda din asta, știe cineva mașinile Honda? Da, avem o Honda aparent la noi în inventar, e ok. Hai să punem asta să se facă pe aici și cred că ar trebui să-l tragem pe ăsta pe dreapta și pe lângă chestia asta. Două secunde să vedem ce se întâmplă cu laserul Rayo del Bayo.
Uite, erau mai aici mai multe chestii. E gen... oh, diamante! Nu pot să cred. Let's freaking go, guys. What? Hai că aveți și dosabie, ești nebun? Aveți și dosabie de diamond, let's go. That's nice. Chiar e tare, chiar e tare, chiar e tare. Ia să vedem asta. 3, 2, 1, strâng. Avem 0% energie. Mamă, deci asta dacă îl folosim, gata, s-a zis. S-a zis cu noi dacă îl folosim. Ba, ești nebun? Ia stai. Ia stai, stai, stai. Nu mai pot să mai folosesc, nu mai pot să mai fac absolut nimic aici, nebun. Ia stai, că punem asta pe noi. Uai, lei, deci ăsta ne ia toată... Ce, bă, ne dispare din inventar chestia aia. What? Stai că dacă pun și ăsta crește mai repede. Da, crește și mai repede. Wow, bă, ești nebun. Ok, foarte tare. Ne facem și noi acolo o micuță armorică. Ne facem o micuță chestie din asta. Adică ne facem numai chestii. E micuță. E drăguță. E celoasă. Știți TikTok? Stai mă că mă speriase. M-am crezut că nu pot să-mi pun astea. Știți TikTok-urile alea? E micuță. E drăguță. E geloasă. E supărăcioasă. Doare, deci mi se pare atât de funny. Mi se pare atât de funny chestiile alea. Cred că o să stau să fac și pantalonii, pentru că restul chestiilor nu cred că sunt chiar atât de importante. Adică avem... Bă, de fapt, stai. Că bă, am creierul făcut tărâțe. Am creierul tărâțe. Bă, trebuie să facem rost și de un flint, ești nebun? Stai puțin. Deci un flint... Uite-l, mă! Bă, încade ăsta în cap. Ce pui mei, o-i fi eu făcut din robot, o-i fi eu robotnicul să mă duc de față. Gata, bun. Și că trebuie să mă băgați la priză ca o mașină electrică din aia nebună. Și să bag aici, că-s pe viteză, ești nebun. Ia uite, bum, 7 din ăștia, perfect pentru ce avem noi nevoie. Ne punem nădragii pe noi și cam ăsta ar fi, adică două din astea ce putem să facem. Putem doar să facem... brichetuța asta noastră. Bun. Și acum mă plecăm cu harta vieții de aici. Gata. Asta nici nu mai interesează. Îl tragem pe ăsta pe dreapta și trebuie să facem rost de a pizza. Și după aceea venim aici înapoi ca să facem portalul spre Nether. Și după aceea mai departe scrie an carte. Mamă, ești nebun? Wow. Hai că suntem și șmecheri. Haideți că am găsit și o din asta cu a pizza. Nu e nicio problemă. Facem aici asta. E micuță. Așa. Țâc, țâc. Luăm astea de aici. Țâc, țâc, țâc. A, ok. Ăla s-a făcut acolo. Perfect. Punem ăsta aici. Alea două în spate acolo. Și acum băgăm aici repede, repede jorul line-ul. Bun, mulțumesc, mulțumesc. Și acum îi dăm bice cu chestiile astea de aici. Hai, cremene, bagă-mă și pe mine într-un fortress. Vreau să intru. 3, 2, 1 și fortress! Yo-ho! Nu suntem încă niciun fortress. Ce mi-e place să mă spawneze la Balamuc! Bine, bă! Balamuc să mă spawnezi! Uhu! Suntem spawnați la Balamuc, băieți! Hai să găsim fortress-ul ăla. Bă, nu prea-mi place mie. Știu că suntem printr-un din ăsta nebun. Printr-un din ăsta, dar nu prea-mi place mie că nu se află niciun... fortress din ăsta pe lângă. Adică teoria mea cu fortress-ul se află pe lângă stronghold din ăsta, pe lângă fortress din... Hai că mai știu să mai vorbesc. Că fortress-ul se află pe lângă un Soul Sand Valley din ăsta, cam se duce teoria mea. Că nu văd efectiv nica. Cred că ar... Nu știu, ar trebui să... Ar trebui să nu mai renunț la teoria mea. Teoria conspirației, teoria chibritului. Let's freaking go. Ce vrei, mă? Urătă-le. Stai. Urățanie. Urățanie. Urățainie, stai așa, urățainie, să vezi ce-ți fac. Urățainie, stai să vezi ce-ți fac, urățainie. Stai așa că nu e așa, stai așa că nu e așa. Unde ești, mă? Urățainie. Hu-hu-hu, joc-o pe asta, urățainie. Na, mă. Jucați-o și voi pe asta, băieți. Ce am făcut lui ăla? Ia uite ce e aici. Let's go, bă, băiatule, let's freaking go. Hai că suntem puternici rău de tot. Hai să ne, bă, măcar să ne mai... încărcăm și noi pozitiv aici cu chestiile astea. Cum și eu mă încarc pozitiv cu like-urile și cu comentariile voastre. Să știți că citesc marea majoritate de comentarii. Doar când dorm nu citesc comentariile. Mă, tu ce vrei, mă? Mă, tu ce vrei, mă? La omul pe tactul. What the fuck, ce rând mi-a venit asta. Uite ce-s tu. Și diamante. Ai că da, erau diamante, băieți. By the way, erau diamante, băieți. Hai că erau diamante, bun. Hai să... Hei, diamant? Bă, câte diamante, să-mi trag palme. Bă, ești nebun, câte diamante? What? Let's go.
Bă, când vreodată? Când vreodată? Când vreodată, bă, băiatule? Și cu asta am spus gata. Îmi pun papucii de diamant în chișoare. Când vreodată, bă? Când vreodată, bă, băiatule, bă? Ah, nu nimic aici, ok. Alte diamante? Bă, nu pot să cred. Care ți-ai pus tu diamantele alea acolo? Nu le-am pus, bă. Așa am eu noroc în viață. E femeia cu mustață. Norocul meu din viață. Mamă, să mor eu. Mamă, dar sunt două, mă? Cumva, sau mi se pare mie? Sunt eu nebunicus? Sau sunt două din astea? Două fortresuri lipite unul de altul. Dar, nu, e ok. Mamă, cum spargem astea aici? Mă, câte diamante avem? Două diamante, ok. Cu astea două ce putem să facem? Sincer, nimica, că între două nu te plouă. Dar nici bine nu-ți este. Deci, cel mai probabil... Nu o să facem mai nimica cu ele. Am aruncat ăla din greșeală. Mă, bărbate. Bărbatei. Ai, ce treabă cu noi. Bă, dar n-avem mânca... A, bă, dar avem trei pâini, efectiv. Suntem la mila Domnului. E pâinea mila Domnului. Bă, frate, dar ce fortresul vieții e ăsta? Iar acum că mă lasă și pe mine în pace pe ăștia. Mamă, două din astea. Nu, nu, te duce mai sus, nu te duce mai sus, nu te duce mai sus, nu te duce mai sus, vină încoace. Superb. Atâta zic, decât pot să zic decât superbissimos. Superbissimo. Superbissimo. Ăla mă vede? Sper să nu mă vadă. Ce mi-e plac e să mă bag cu ăștia, bă. Ce mi-e plac e să mă bag cu ei. Ia, și n-avem și nici mâncare, n-avem nimic, astea. Vai de... Vai de energia noastră. Primul venit, primul servit. Pleacă. Nu cumpăr. Nu cumpăr. Mulțumesc. Mori. Bun, două din astea. E un început bun, băieți. E un început promițător. Doar că n-avem mâncare. Nu avem deloc mâncare, băieți. Mai avem trei cartofi pe care trebuie să-i prăjesc aici, în ăsta. Gata, s-a terminat, băieți. S-a terminat jmecheria. La o parte, la o parte, la o parte, la o parte. Că scrie în carte. Oh my god. Nu, 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 nu. Tragă așa după mine, băieți. Fugiți, 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 fugiți. Suntem destul de low, dacă mă întrebați pe mine. Suntem foarte low. Și e un scheleton aici, pe care vreau să îl omor dacă îmi dădea vreun hit. Deci mai am 4 vieți. E ok, mai am puțin și mor, literalmente. Dar cam asta e premisa din fiecare videoclip din asta cu Minecraft, dar gen sunt eu care mă închiru aici să mă joc și să... încă un diamant, 3 diamante. Da, nu pot să fac nimica cu 3 diamante. Pot decât să fac un pickaxe de care să mă leg și să-l țin până, nu știu, până, nu știu ce fac cu el. Deci, da, am mai făcut încă un pickaxe. Bun, acum se face rost de Perlitos Parparlitos. Dar cum facem rost de Perlitos Parparlitos? Asta este o întrebare pe care nici eu nu știu să răspund la ea, sincer. Un porcușor din ăsta ne-a dat de mâncare. Trei cărnițe din astea nebune. Bun. E bine, băieți. E bine. Ne îndreptăm. Ne revenim. Ușor, ușor ne revenim. Nu pot spune decât că... Norocul a dat peste mine, băieți. Este un bastion din ăla nebun rău de tort. Este un bastion din ăla nebun rău de tort, băieți. Este efectiv un bastion din ăla șmecher rău de tort. Și o să vă explic și o să vă dați și voi singur seama de ce este șmecher de la șmecher rău de tort. Oh my god. La o parte că scrie în carte, la o parte că scrie în carte, la o parte că scrie în carte. Ok, uite, din cauza asta, este de șmecher de la rodător. Măi, leu chem plache, bă. Măi, leu chem plache goldu. Chem plache goldu. Ia trebuie pe ăsta. S-a aruncat nebunul, mă. Ok, nebunul s-a aruncat, dar întrebarea mea este... Una destul de simplă, dacă mă întrebați pe mine. Uite acolo mai mulți. Salutare, salutare. Salutare, băieți, salutare, salutare, salutare. Salutare, salutare. Puteți să veniți și voi aici, vă rog, mulțumesc. Mulțumesc anticipat. Mulțumesc anticipat, băieți, puteți să veniți și voi aici. Hai, vino, 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 vino încoace, vino încoace, vino încoace, vino încoace, vino încoace. Uite, uite, du-te acolo, du-te acolo în groapă. Bun. Groapa YouTube, groapa YouTube, groapa YouTube, groapa YouTube. Haideți. Mamă, mamă, mamă.
Nu mai da. Cine dă mine e fraier. Nu mai dar mine că ești fraier. Luați mă din alea de acolo. Gata, bun. Vă iubesc și vă pup, haide. Nu mai dar mine. Perfect, mulțumesc. Bun, asta vreau să vă băiți. Asta vreau să văd de la voi. Traduri. Traduri obraznice. Pentru bărbați obraznici ca mine. Nu am nevoie de cartea asta încentată. Nici de blocurile astea. Și acum pot să-mi pun ăsta aici. Să fac energie de bărbat puternic. 2 secunde, să arunc și astea. Cam multe. Obsidian plângăcios e bun. Obsidianul plângăcios este bun. Ăsta de iron e bun și el. Adică nu mă plâng. Ăsta așa. Piele, n-am ce face cu pielea aia. Obsidianul ăsta puternic. Ăsta de fire resistance, ne dăm în cap cu el. Bun, mulțumesc. Haideți cu perlele alea. Uite-le. Uite-le, uite-le, pe perlitele. Perlitos, parparlitos. Nu mai da, te rog eu. Nu mai dați, vă rog eu. Vă rog eu mult. Da, vă rog eu foarte mult. De ce dați? Eu nu înțeleg. Eu chiar nu înțeleg. Uite, 6 perle, bun. E bine, mă, mă, suntem prea bine. Bă, tu du-te mă înăuntru acolo. Eu uite, bă, frate. Cât pe ce să mă sperie. 6, 2 ăștia. Bun, eu sunt fericit. Eu sunt fericit. O ducem chiar prea bine, mă, pentru ce facem noi aici. E chiar prea bine ce avem aici. Hai. Hai, mă, mai dați acolo, mai dați acolo. Perle ceva de bărbați? Nu, nicio perlă. Din păcate. Dar, le-am văzut fix acum. Nice. Gata, băieți, supărați? Gata, v-a supărat acum? Nicio problemă, stați liniștiți. No problem. 14 perle, zic să rămână, tată. Cu 14 perle, zic să rămână. No obsidian. Se putea și mai bine, sincer. Se putea și mai bine, să fiu sincer cu voi. Nici nu mai contează, mă, băiatule. Nici nu mai contează, Jean boxează. Mergem acasica. Sper să mă dea la suprafață. Nu m-a dat la suprafață, bun. M-a dat tot aici. Și hai să găsim stronghold-ul ăla nebun. Și cu stronghold-ul găsit, voi și fete, nu mai trebuie decât acum să săpăm în jos. Dacă mă lasă acest creeper, bineînțeles, să sap în jos. Ia uite-l, mă, că m-a lăsat. Deci trebuie doar să facem chestia asta și ar trebui să fie mega aproape. Bun. Hai să vedem, unul prin partea aia. Că nu vreau să, unul nici. Dă-te. Oh, that's nice. Oh, doi, mamă. Vezi că suntem bine pe ochiane. Suntem bine pe ochiane. Și nici nu mai stau pe gânduri. Mergem. Dar, nu, mă speriasem, dude. Efectiv mă speriasem, am crezut că a rămas fără astea. Nicio problemă, tătuțule. Fiți anteră. Cum o să batem noi Dragon Nashul? Pe Nashul, Dragona. Ce vei, bă, că nici m-a uitat la tine? Urât Sania pământului, nici m-a uitat la tine. Mulțumesc. Cred că o să facem următoarea chestie, băieți. Sincer să fiu cu voi. Cred că o să facem următoarea chestie oară. Stăm aici, ne refacem HP line-ul ăsta nebun. Dai 2 secunde să mai mâncăm. Bun. Și dacă ne uităm, uite ea. De ce că nici m-am uitat la tine, dude? Unde-i mă ăla? Mă băiatule. Ia, sunt curios să văd dacă, uite ea. Dacă ne uităm în partea, uite la asta de aici vreau să dau. I-a dat damage. Bă, dar stai că, oh my god. Stai așa. Bun, 3 din ăștia. Ia să stau eu pe ăsta aici. Bun. Nu. Oh my god. Hai că mi-am luat acolo puțin energie ca să mă mișc. Deci, bă, vezi că e tehnică. Vezi că e schemă. Vezi că e schemă. Bă, iară vine. Bă, dar nu mă lasă deloc, bă, ești nebun. Deci deloc nu mă lasă dragonașul ăsta să-mi fac talentul. Mamă, și mi-am pus crafting table-ul ăla acolo. Și nu prea cred. Nu mai avea nici lemn, dude. Bă, dar ce au, mă, endermenii ăștia? Nici mă uit la ei, măcar. Nici mă uit la ei. Îl vădeam cu pickaxe-ul, este? Deci mă uitam la el și el a venit spre mine. Ce bă, ne-am nebunit. Ia stai puțin. Bun. Și ia să vedem. Pot să dau în astea? Ia, cred că pot să dau în astea de aici. Bun. 2 3. Ia, am zis 3. Bun. Ok. S-a dus și ăla. Se duce și ăsta de aici. Încă puțin mai sus. Ia. Și
Oi, hai mă, hai, haide, haide. Bum, s-a dus și ăla. Ia, ia, ia. Încă puțin, încă puțin, încă puțin. Ia. S-a dus, s-a dus, s-a dus. Stai că am o idee, stai că am o idee, stai că am o idee. Stai că am o idee, stai că am o idee. Hai să facem repede, să facem să facem chestiile alea nebune. Deci să facem cât? Parcă era 160 sau 100. Nu, nu, nu. Dar repede, 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 repede. Ia să dăm, să dăm în ăsta. Nu, m-a omorât, ești nebun? Nu pot să cred, bă, am murit fix la final, frate. Și n-am energie, adică nu pot să mai mă mișc. Deci am dat fail ca robot. Cine ar fi crezut că să fii robot este mai greu decât credeam, pe bune? Cam asta vă scriu, bă, băieți. Nu știu dacă pot să-mi iau dragul în felul ăsta, chiar nu mai pot. Mi-e imposibil, uitați-vă cât de greu mă mișc, e literalmente imposibil. Fie rar să fie. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă două videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea pentru că sunt extrem, extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.